După decizia din decembrie a Curții de Apel Timișoara, Diana Ramona Marinchi a revenit miercuri 13 ianuarie pe funcția de secretar general al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Dumbrăvița. Marinchi a fost îndepărtată din primărie în aprilie 2019, după mai multe zile tensionate cauzate de un raport întocmit de Prefectura Timiș. Printre altele, hotărârea pronunțată în urmă cu o lună obligă primăria la plata unor despăgubiri egale cu drepturile salariale de care ar fi beneficiat Diana Marinchi de la data destituirii din funcție până la data reintegrării efective în funcție, indexate cu indicele de inflație. Fostul secretar Marius Roșian Mitrovici rămâne în cadrul primăriei. El va prelua un post de inspector superior în cadrul biroului Contabilitate, Taxe și Impozite și se va ocupa de executări silite. Mă bucur că m-am întors, pot să spun, acasă. Ieri când a fost prima zi de când am revenit oficial pe funcția de secretar general al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Dumbrăvița, o parte din colegi s-au bucurat și chiar așa m-au întâmpinat de dimineață: bine venit acasă. M-am reintegrat pe postul pe care l-am deținut până în 24 aprilie 2019, datorită deciziei civile a Curții de Apel Timișoara, prin care s-a admis acțiunea pe care am formulat-o în contradictoriu cu primarul Comunei Dumbrăvița și Comisia de Disciplină din cadrul instituției prefectului județului Timiș, iar ca urmare a acestei decizii, aceasta fiind definitivă și executorie din 9 decembrie 2020, subsemnata a trebuit să fiu reintegrată pe funcția deținută anterior. Așa cum probabil în anul 2019 s-a făcut foarte multă vâlvă și cel puțin în mediul online s-au publicat foarte multe articole la adresa mea că aș fi fost dat afară cu poliția și cu... Mă rog, a fost un întreg circ, să zic așa, și mediatic. Am fost denigrată pe nedrept. Hotărârea Curții de Apel cred că a făcut în final dreptate și a repus lucrurile în starea lor naturală. Eu îmi doresc să colaborez cu toți colegii și cu colegii noi și cu colegii cei vechi, să preluăm legătura și fiecare să-și facă treaba și să fim responsabili pentru actele pe care le facem, că doar suntem în serviciul comunității. Deci activitatea primăriei și activitatea noastră a funcționarilor publici este exclusiv în serviciul comunității. Iar cu noua conducere sper să... Am luat legătura, bineînțeles, ieri când am revenit. Sper să colaborăm și să meargă lucrurile bine. Și ca și volum de muncă, să știți că este foarte mult, cam la același nivel la care l-am lăsat când am plecat. Deci chiar mi-a spus colegul care a ocupat funcția de secretar general înaintea mea că sunt foarte, foarte multe dosare, foarte multe cereri și că în mare parte prin dulapuri dosarele au rămas așa cum le-am lăsat eu. Deci pot să le reiau și să-mi continui mai departe activitatea.